Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Iubiți credincioși, este prima duminică astăzi a Triodului, perioada aceasta care va ține până la învierea Domnului. Și începem prima dintre cele trei săptămâni dinaintea Postului Mare. În chip firesc, îndreptându-ne spre Postul Mare și tot ce înseamnă el, Biserica ne pune într-un context care să ne ajute să ne apropiem cu sufletul de Duhul acesta pe care trebuie să-l avem în Postul Mare și pentru care este rânduit acest post. Duhul pocăinței. Cântările de la strană sunt deja, au multe astfel de elemente și în cuvinte și în linia melodică și, desigur, Sfintele Evanghelii care se citesc în această perioadă ne ajută să facem pas după pas spre taina aceasta care este Postul Mare. Cunoaștem, este una dintre cele mai cunoscute scene din Sfânta Evanghelie, cea de astăzi. Doi oameni merg să se roage la templu. Unul era un fariseu, celălalt un vameș. Fariseul se ruga în sinea lui: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca și acest vameș. Continua el să își afirme lucrurile bune pe care le face. Iar vameșul, care stătea departe, lipsit de îndrăzneală pentru că își conștientiza păcatele, spune Mântuitorul că nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Iar Mântuitorul spune, așa cum e firesc, că vameșul s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va zmeri, iar cel ce se zmerește pe sine se va înălța. Despre farisei vorbim adesea. Era acel grup de oameni cu o mentalitate specifică, ei se credeau pe sine adevărații împlinitori ai credinței și ai dreptății. Însă aspectul religios era doar prilejul, instrumentul, metoda prin care ei doreau să afirme că sunt mai buni decât semenii lor. Aceasta era esența identității fariseilor. Se credeau mai buni decât ceilalți și implicit considerau că trebuie să aibă o poziție specială în societate, fiind mai buni decât ceilalți. Parabola aceasta și învățătura Mântuitorului din ea are încă de la început o cheie de înțelegere, pentru că Sfântul Luca spune că înainte de a istorisi această parabolă, Mântuitorul Hristos a spus-o, citez, către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți. Așadar, Mântuitorul atunci a vrut să le arate ceva celor care credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți. Iubiți credincioși, Mântuitorul a mostrat toate păcatele în cuvintele sale, pentru că toate păcatele despart de Dumnezeu. În mod special însă Mântuitorul a mustrat pe farisei. Și o să citez un cuvânt pe care îl adresează fariseilor, unul dintre cele mai dure, dar nu cel mai dur. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că sunteți ca mormintele ce nu se văd și oamenii care umblă peste ele nu le știu. La astfel de cuvinte și după starea lor sufletească, răspunsul fariseilor a fost că au început să-l urască mai mult decât pe oricine și să-i dorească moartea. Sfântul Luca, la un moment dat, spune, după una din aceste mustrări,
Ieșind el de acolo, cărturarii și farisei au început să-l urască groaznic și căutau să-l prindă cu ceva ca să-i găsească vina. De ce a mustrat atât de mult fariseismul? În cele trupești nu este precum păcate vădite extrem de grave, precum unele înșiruite în cele 10 porunci. Pentru că fariseismul este atât de grav încât desparte duhovnicește pe om de Dumnezeu, despărțindu-l de ansamblu unei comunități. Fariseii au ridicat patima mândriei la rang de virtute și au ridicat patima slavei deșarte la rang de valoare socială. Ei nu erau simpli mândri, prinși de mândrie în diferite momente. Ei considerau mândria ca o valoare și mai mult decât atât, mândria nu era o valoare oarecare, ci era o valoare de temelie, pe care își sprijineau toată mintea și toată viața lor. Am spus că fariseismul avea o gravitate deosebită. Prin acest mod de gândire, de simțire și de viețuire, ei răsturnau cel mai elementar lucru al credinței, cel mai simplu, primul, de bază, și anume crearea omului de către Dumnezeu și a fiecărui om cu tot ce este fiecare om de către Dumnezeu. Căci ei își sprijineau, se sprijineau în viața lor pe sine, pe eu, pe valoarea mea intrinsecă. Nu recunoșteau, nu înțelegeau, nu țineau cont de faptul că mintea, simțirea, viața noastră cu tot ce are ea este un dar de la Dumnezeu și că nu ne putem bizui pe nimic din cele ale noastre dacă le rupem de Dumnezeu. Desigur, sprijinim pe Dumnezeu, prin ele avem un sens, avem stabilitate și avem rost în lumea aceasta. Și plecând de la acest fapt cel mai simplu al credinței, că suntem creați de Dumnezeu, farisei au ajuns să răstoarne și piscul credinței, și anume răscumpărarea omului prin Iisus Hristos. Căci dacă erau drepți, ce nevoie ar fi avut de răscumpărare? Și s-au arătat astfel, răstignindu-l, cu adevărat morminte pline de moarte și care aduc moartea, chiar dacă erau frumos văruite. Iar în societate, pentru că ei se raportau foarte mult la spațiu public, ei doreau, cereau și impuneau să fie respectați ca drepți de către ceilalți. Se considerau superiori celorlalți și doreau, cereau și impuneau să fie cinstiți ca superiori de către ceilalți. Iubiți credincioși, fariseismul nu a dispărut odată ce a fost vădit ca un mormânt al vieții. El însoțește lumea până la sfârșitul ei, pentru că este prezent în starea primului înger căzut, care a devenit demon și care mereu caută să aducă patima aceasta a închipuirii de sine a oamenilor. Căci dacă ar fi să descompunem în bucăți, în componente, fariseismul, poate că înainte de toate ar trebui subliniată componenta închipuirii de sine, a fariseismului, după aceea a îndreptățirii de sine, după aceea a mulțumirii de sine, a bizuirii pe sine și, în spațiu public, a laudei de sine. Iar, tot așa, dacă ar fi să enumerăm consecințele, fariseismul sfâșie dragostea pentru aproapele, sfâșie pe aproapele, căci să ne gândim ce însemna acea laudă în fața lui Dumnezeu împotriva aproapelui. Era ca o sfâșiere duhovnicească a ființei aproapelui, ca o călcare în picioare. Și desigur, sfâșiind pe aproapele și dragostea către aproapele, sfâșie omul și prezența lui Dumnezeu din sufletul lui. În fiecare epocă și în fiecare tip de societate, indiferent de momentul istoric, fariseismul există
și are anumite specificități. Epoca în care noi suntem astăzi este, se cheamă și este secularizată. Secularizarea nu înseamnă în mod direct și imediat ateism. Secularizarea înseamnă că în spațiul public tot ce ține de religie este considerat irelevant, religia fiind rezervată spațiului privat. Fariseismul însă, deși este o stare interioară, are mereu nevoie de spațiu public pentru a se manifesta. Așa că, într-o societate secularizată, fariseismul se adaptează și devine un fariseism secularizat. Fariseii se considerau mai buni decât ceilalți pe baza și începând de la criteriul credinței religioase. Fariseii seculariști se consideră mai buni decât ceilalți la modul general, nu pe criteriul credinței. Dar continuă ceea ce au făcut ei. Și chiar dezvoltă. Dacă fariseul se raporta greșit la oameni, la Dumnezeu totuși el se raporta. Fariseul secularizat nu se mai raportează decât la sine însuși. Eu sunt criteriul absolut pentru mine. Și dacă fariseul se rupea în mod public de oameni, călcându-i în picioare prin disprețul față de ei, fariseul secularizat se rupe în mod public și de Dumnezeu, călcând în mod public în picioare credința în Dumnezeu și orice cuvânt al lui Dumnezeu până la urmă despre firea acestei lumi. Desigur că el nu simte nevoia să se mai adreseze lui Dumnezeu și să se laude, ci cu închipuire de sine se adresează minții lui și se fericește. Eu nu sunt ca fariseul religios, își spune Sieș, fariseul secularizat. Bineînțeles însă că imediat se va îndrepta spre lauda celorlalți oameni, că slava deșartă cere să fie hrănită și de lauda oamenilor. Dar, în primul rând, lauda aceasta față de sine este importantă. Am spus că dezvoltă în sensul de continuă și mărește. Gravitatea fariseismului din vechime. Fariseii foloseau un special cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, îl interpretau după mintea și după cugetul lor în chip viclean. Cu acel cuvânt îi zdrobeau, interpreta viclean, îi zdrobeau pe ceilalți. În spațiul public însă, fariseii secularizați înlocuiesc și omul cu opinia lor despre om. Înlocuind adevărul despre Dumnezeu cu părerea lor despre Dumnezeu, fariseii l-au răstignit pe Dumnezeu cuvântul atunci când a venit în lume. Nu l-au recunoscut ca fiind Dumnezeu. Fariseii seculari sunt gata însă să omoare orice om, dacă acesta nu corespunde cu ideea lor despre om. Căci pentru ei, opinia lor despre realitate este mai importantă decât realitatea. De aceea, perioada modernă, secularizată, cunoaște cele mai mari genocide din istorie făcute sub pretextul îmbunătățirii omului, adică să aducă omul pe ceilalți la opinia lor despre ce ar trebui să fie omul. Și așa s-a întâmplat când comunismul a dorit să facă un om nou, când nazismul a dorit să facă o rasă superioară, și așa se întâmplă astăzi când oamenii își doresc din ce în ce mai mult să aibă copii perfecți și atunci, de exemplu, pe majoritatea copiilor care sunt diagnosticați, când sunt în burtica mamei cu o afecțiune medicală, nu mai văd lumina zilei, pentru că nu sunt copiii perfecți. Într-o măsură uriașă, 96% în spațiul european, dintre copiii cu sindrom Down, nu văd lumina zilei. Iubiți credincioși, acest fariseism secularizat poate ușor să cuprindă și pe cei care doresc și se nevoiesc să trăiască în credință. Pentru că este un drum scurt de la dorința de a trăi în credință
și neatenția, viclenia cu care ușor ne putem duce în fariseismul secularizat. Și drumul acesta este astfel. Mai întâi este identificată fățărnicia în cele religioase ca ceva rău, alături de toate celelalte rele. Și omul credincios spune, trebuie să mă feresc de rele și trebuie să mă feresc și de fățărnicie, de fariseism. Și cum mă voi feri? Mântuitorul Iisus Hristos, în parabola de astăzi, arată clar pocăința. Aceasta este calea, aceasta îl ferește pe om de fariseism. Însă mediul secularizat în care trăim favorizează și prezintă o soluție într-o direcție opusă pocăinței, o soluție care să evite fariseismul obișnuit. Secularismul propune mereu calea afirmării de sine fără Dumnezeu. Dar răul la fariseu nu este faptul că este credincios, ci faptul că nu-L trăiește pe Dumnezeu cu adevărat, căci Dumnezeu îi poate da Duhul curățitor al pocăinței. Într-o rugăciune adresată lui Dumnezeu se spune, cel ce spare rău de greșelile noastre, Duhul acesta ne-l poate da Domnul nouă, pentru a ne curăța de fariseism. Iar fariseismul secularizat nu micșorează, ci mărește lipsa aceasta a trăirii cu Dumnezeu. Și de aceea, în timp, fariseismul secularizat ajunge la indiferență explicită față de Dumnezeu și apoi la negarea explicită a lui Dumnezeu. Mergând într-o direcție opusă vindecării, secularismul opune astfel fariseismului un suprafariseu. Un suprafariseu care se înalță cu mintea nu numai deasupra oamenilor, ci și deasupra lui Dumnezeu. Și, în mod concret, e suficient să considerăm că suntem mai buni decât altul și aceasta înseamnă închipuire de sine. Ba chiar e suficient să fim, să vrem mai bun ca altul. Deja aceasta este o sfârșire a dragostei de aproapele. Iubiți credincioși, cuvântul Mântuitorului la sfârșitul acestei Sfinte Evanghelie este clar. Oricine se înalță pe sine se va zmeri, iar cel ce se zmerește pe sine se va înălța. Așadar, avem nevoie de smerenie ca de aer pentru a fi vii în Hristos. Smerenie este o floare dumnezeiască răsărită din Sfânta Treime și pe care Dumnezeu o dăruiește omului. Dacă se zmereau și aveau ascultare și răbdare, protopărinții o dobândeau. Au plâns cu amar pentru că nu au avut ascultare și răbdare. În noi pot coexista păcatele vameșului și mândria fariseului. Unde greșim, greșim, iar unde ni se pare că am făcut bine, ne mândrim. Dar idealul este să existe faptele bune ale fariseului, iar pentru faptele rele să avem pocăința lăuntrică a vameșului, iar pentru faptele bune să ne zmerim căci Dumnezeu ni le-a dăruit. Această posibilitate arată că faptele bune exterioare și pocăința lăuntrică nu sunt incompatibile. Ba chiar din contră, cu cât mai mult bine face omul, dacă se zmerește și mulțumește Dumnezeu, cu atât crește zmerenia. Un părinte spune că zmerenia este rezultatul tuturor faptelor bune, săvârșite și la care ne raportăm cum trebuie. Fără zmerenie nu există dragoste, ci există această sfâșiere a aproapelui. Fără zmerenie nu există har, ci există o împietrire a inimii și o întunecime a minții. Fără zmerenie, omul își întunecă chipul Dumnezeu în el și ajunge din rău în mai rău. De aceea să nu ne bizuim pe sine, să fugim de închipuirea de sine. Să nu ne încredem noi, ci în Domnul. Să nu disprețuim pe alții. Să plângem și pentru păcatele noastre
și pentru păcatele celorlalți. Să căutăm smerenia inimii fără de care nu este cu putință a-L cunoaște pe Domnul. Să căutăm smerenia inimii întru care se odihnește Harul Duhului Sfânt, această smerenie atât de iubită de Hristos. Toate strălucirile măririi trec când nouă ni se pare că există, iar darurile smereniei înfloresc chiar atunci când noi nu le vedem. Smerenia este floarea cea iubită de Maica Domnului și smerenia izvorăște din Maica Domnului ca dintr-un izvor al tămăduirii. Să o dorim, să o prețuim, să o căutăm, să o ținem când o primim în dar și atunci Hristos Domnul ne va da din belșug El cel smerit cu inima. În smerenie, pocăința devine firească. Atunci când facem fapte rele, când suntem, căci suntem, răpitori și nedrept și adulteri, să zicem, Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului. Când vedem pe alții făcând rele, să zicem, Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului. Când ne vine să judecăm pe alții, să zicem, Dumnezeule, fi milostiv mie păcătosului. Și când vedem pe alții că judecă, să zicem, Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Și astfel avem nădejdea că, asemenea vameșului, Dumnezeu îmi va fi milostiv mie păcătosului. Amin.